pornesc cu în acțiune. Nu am de-abia ai venit și nici minciogul nu l-am făcut. Ia. Ăla-i tata. Salutare, dragi prieteni. Suntem la o partidă mai specială de data asta. Sunt cu John, cu Stănescu Ionuț. Îl găsiți și pe YouTube la același nume. Astăzi m-a adus pe un lac, sau ce a mai rămas dintr-un lac sălbatic, 100%, unde există ceva pești frumoși. După cum ați văzut, el în primele 2 minute a reușit să prindă deja un caras frumos. Și acum ne pregătim și noi o undiță să pescuim. Să vedem dacă reușim să prindem și noi ca debutanții acestui lac. Ce pot spune despre această apă e că, din spusele lui Ionuț, că există și ciortan, adică din spuse. Am văzut imagini cu ciortan prins de el aici. De locație nu cred că mai are rostul să întrebați, pentru că e aproape secretă. Să punem două boabe de porumb la recomandarea lui Ionuț. Vedem dacă reușim să prindem și noi ceva. Vin cu minci o gumă? Ia mă minci o gumă. Băi, cât a carasul ești, nemul. Ăla-i tată. Bine, mă. Ia, stai. Mă, facem și pasta mică. Asta e din gărea, cred că s-a auzit pe acolo. Thank you.
Mamă! Tai balingozaur. Uite-l aici. Ăla da caraz, bă, frate. Era sălbatic. Să vedeți diferența între peștii lui John și peștii mei. Caută scara sălbatică aici, la kill. Iar te luăm pe ăla din spate. Da, știu, bună. Iauți, vezi să nu sară în apă. Mamă, mamă, cât a caras. 4x4. Aia sunt mai micuți. Mai... Da, să vedeți acum brichete la mine. Dragi prieteni, cam asta a fost pentru astăzi. O partidă pe o apă sălbatică găsită pe Google Maps de John. El a avut capturi mult mai mari decât mine. În alte partide a prins și crap. Dar na, la pește nu, nicio zi nu seamănă cu cealaltă. Așa că până data viitoare vă urez fire întinse. Nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul pentru notificări.